Frigul de afară atrage după sine și îmbolnăviri, mai ales în cazul celor care au organismul mai slăbit, iar în această perioadă mulți hunedoreni ajung la cabinetele medicilor de familie cu simptome de răceală. Doar în ultima săptămână, în județul Hunedoara, 1200 de persoane au fost diagnosticate cu infecții respiratorii. Am avut înregistrate un număr de 1200 de cazuri de infecții acute respiratorii și 516 pneumonii. Internări au fost 187 de internări, față de săptămâna anterioară de raportare, când am avut înregistrată 1277 de infecții acute respiratorii cu 470 de pneumonii. Având în vedere că numărul îmbolnăvirilor este într-o foarte ușoară scădere față de săptămâna anterioară, am tinde să credem că încet încet începem să scăpăm de această maladie specifică în general sezonului rece. Însă lucrurile nu stau chiar așa. Vedeți, totuși cazurile au fost mai grave, deci au fost înregistrate mai multe pneumonii care sunt considerate mai grave sau chiar pot să fie o problemă de suprainfectare a unei infecții acute respiratorii de tip viral. Există totuși metode de a ne feri de răceli, iar unii hunedoreni spun că acestea chiar funcționează în cazul lor. Cum încercați să vă protejați de răceli, de gripă în această perioadă? Eu nu prea răcesc, să știți. Iau paracetamol, ceaiuri foarte multe. Când sunt puțin răcit, am eu tehnica mea de multe. Eu sunt bătrân, vă dați seama, 77 de ani aproape. Dacă mi-e tusă de aia mai seacă, iau, este o pastilă, îmi scapă numele acum, și beau și ceaiuri, ceaiuri de ăștia de sunătoare, înducit cu miere. Deci am rețete și naturiste. Cu țuică fiartă, cu un vin cald, cu scorțișoară. Dumneavoastră cu ce vă protejați? Eu cu ceaiuri. Bine, cu ceaiuri. Nu, așa le-ați bune. Dar eu zic că o țuică fiartă așa cu și un vin cald și o mâncare gustoasă. Un grătar, o pereche de vișli sau niște mici. Deci organismul trebuie să fie hrănit ca să poți să faci față. Din fericire, până la ora actuală, în județul Hunedoara nu a fost înregistrat niciun caz de gripă, spre deosebire de restul țării, unde 186 de persoane au fost infectate cu virusul gripal B, AH1N1 și AH2N2, un bărbat în vârstă de 44 de ani din Iași chiar pierdându-și viața, în urmă cu două săptămâni din cauza acestei maladii.